Salutare! Astăzi fac schimbul de ulei la motocultor, un Kentavr. E primul schimb pe care îl fac. Abia am terminat rodajul. Deja am desfăcut bușonul acolo, se scurge încet încet și ultima picătură. Sunt mulțumit de el. Înainte să-l achiziționez, aveam o motosapă care zici că eram la rodeo cu ea. Așa că probleme ce am avut cu el pentru început de drum, să zic așa, mi-a crăpat farul, nu știu din ce cauză, cred că din cauza vibrațiilor, sper, nu știu, sper să nu-l fi luat așa cu aripa de la, sau protecția de la curele, s-a desprins. De aici. S-a desprins din sudură, am sudat-o și eu cum am putut. Nu sunt prea estetician. Am achiziționat la el și o semănătoare pentru usturoi, pentru astea. Cu ea am avut ceva probleme mai mari. Nu știu în ce mi-a agățat, îmi rupea cupele. Trebuie să o desfac. Din două rânduri am mers cu un rând. Acum să văd să o repar. Am desfăcut-o. Ce aș vrea să-i mai fac, să-i scurtez un pic țeava asta, în așa fel încât să calce pe urma roții de la motocultor. Pentru că mai sunt denivelări la teren și să urmărească cât mai mult motocultorul. În rest, aici pe la bușonul de motorină tot îmi iese, mi se murdărește aici zona asta, nu știu, din cauza presiunii probabil. Am încercat să-i pun mai puțină, să nu mai fac plinul, să vedem dacă o să continue. Acesta e tipul de ulei pe care îl folosesc. Mai ales că este nou și sper să fie ok. Văd că deja nu mai curge. O să încerc să strâng bușonul la loc și să-i adaug uleiul.